În câteva momente la Business la Superlativ. Se solicită un rulaj anual. Fiecare brand, în funcție de imagine, îți impune anumite zone în care poate fi distribuit. Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta despre piața de produse cosmetice bio. Alături de mine vor fi antreprenoarele Ioana Galicianu și Sibel Grigore. Până atunci urmărim agenda de business. Palatul Parlamentului a găzduit pe data de 31 octombrie gala de premiere Forbes 500. Revista Forbes România celebrează spiritul antreprenorial, reunind cele mai creative personalități de business din țară în cadrul unui eveniment deosebit. Ceremonia de premiere a continuat proiectul început cu ocazia centenarului Forbes din 2017. Astăzi, în cadrul hotelului Radisson din Capital, a avut loc forumul investitorilor în francize. Vorbim despre cea de-a doua ediție pe care portalul francize.ro o desfășoară în colaborare cu ziarul financiar. La eveniment au fost prezenți 20 de speakeri care au vorbit despre avantajele unei francize pentru un viitor antreprenor. Cel mai mare eveniment din România dedicat industriei de turism va avea loc în perioada 15-18 noiembrie la Romexpo. Târgul de turism are loc de două ori pe an și reprezintă locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte și atracții de vacanță, atât din România cât și din străinătate. Ediția din această toamnă cuprinde turismul cultural, de tratament și de business. Așadar, nu este un eveniment adresat doar consumatorilor, ci și o platformă ideală pentru a întâlni parteneri de afaceri. În minutul de economie vorbim în această ediție despre datoria externă a unei țări. Aceasta din urmă reprezintă acea parte din datoriile totale care este datorată creditorilor din altă țară. Debitorii pot fi guvernul și firmele private sau corporațiile. Datoria include bani datorați băncilor comerciale private, altor guverne sau instituțiilor financiare precum Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială. La finalul anului trecut, datoria externă totală a României a fost de aproximativ 93 de miliarde de euro. Informația reiese din datele publicate de Banca Națională a României. Aceeași sursă arată că anul 2018 vine cu un grad de îndatorare pentru țara noastră ce rotunjește cifra la 100 de miliarde de euro. Agenda de business se încheie aici, dar până la discuția cu invitatele mele, vă propun să urmărim împreună rubrica Profil de antreprenor. Ioana este fost analist financiar, am lucrat în domeniul financiar bancar, sunt adepta unui stil de viață sănătos pe care am decis să-l și promovez. Astfel am devenit managing partner la grupul Bogalio. Noi ne ocupăm de comerț online cu produse natural organice prin intermediul BioAlea și distribuție pentru brandurile Sentic, Oficina Naturae și Lunai pe piața din România. Antreprenorul din fața voastră este Sibel Grigore, mamă și estetician organic, pasionată de tot ceea ce înseamnă natură, produse naturale pentru îngrijire și pentru casă și cosmetician în prezent, într-un cabinet integral organic. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să trecem la subiectul ediției. Vorbim despre industria produselor cosmetice bio din România și pentru început alături de mine este Ioana Galicianu, antreprenor și fondator Bogalio. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Împreună cu soțul tău ai fondat această afacere. Ce mi-a atras mie atenția este altceva. 100.000 de euro se pot obține din produse cosmetice la mai puțin de 2 ani de la debutul afacerii. Este un target pe care noi ni l-am propus. Piața din România este o piață momentan în creștere în ceea ce privește produsele bio. N-a ajuns la nivelul piețelor străine, însă se dezvoltă treptat. Noi ne-am propus acest target având în vedere și introducerea pe piața din România anul acesta a gamei profesionale pentru saloanele cosmetice, unde sperăm să intrăm de la anul în forță. Bogalio este o structură, da, pe care ai denumit-o tu împreună cu soțul tău, Bogdan, o structură care importă mai multe branduri profesionale de produse cosmetice. Trebuie să știu exact când apare afacerea pe piață și care a fost motivația să treci de la strategie financiară, iată, la produse cosmetice.
Afacerea a început în 2013. A fost mai mult un hobby, pasiunea de a duce o viață mai sănătoasă. Am început printr-un magazin online, iar în 2016 am devenit unici distribuitor pe România pentru brandul Essentic. Este și brandul pionier cu care am început efectiv distribuția. 2016, înțeleg că a fost pasul în care ați avut și un magazin fizic. A prins contură brandul nu respectiv. Nu un magazin fizic, ci pur și simplu 2016 a fost anul în care am devenit distribuitori. Până atunci ne ocupam exclusiv de comerț online. Am înțeles. Bogalio, câte branduri conține? Foarte important, până la Essentic, care este până la urmă piatra de temelie a afacerii, da. Și vom vedea că în a doua parte a emisiunii vom avea un invitat surpriză care se ocupă împreună cu tine de acest brand. Până atunci vreau să știu ce alte branduri reunește Bogalio. Deci, așa cum ai spus și tu, Essentic, care este primul brand cu care am intrat pe piața din România, care este un brand de cosmetice, urmează Officina Naturae, un brand din Italia, tot așa pe cosmetice, însă avem și gama de detergenți ecologici și mai avem un brand Lunai, care este pe partea de igienă intimă pentru femei, e dedicat femeilor. Acest concept de business este unul care prinde teren și în România și spun asta pentru că tu activezi într-o nișă care se împarte cumva, pe de-o parte, între zona de import, de distribuție a brandurilor profesionale de cosmetice bio și pe de altă parte fabrici, ateliere, da? Dacă putem spune așa, handmade, zone în care efectiv se fac cremele și aceste cosmetice în România. Da, am observat că este un trend în piață acum. Consumatorii caută produse fabricate în România, ceea ce este bine. Diferența între cele două este că avem pe piață deja intrate branduri străine care și-au făcut simțită prezența. Spre deosebire de brandurile românești, mărcile străine au un know-how în spate, știu să-și facă marketing și implicit imaginea. Vin până la urmă cu numele la pachet. Exact. Pe piața din România se găsesc produse naturale de calitate bună. Chiar și eu folosesc câteva din ele. În schimb, tu folosești alte produse decât ai în portofoliu, înțeleg? Folosesc o gamă variată de produse. Normal, pe noi ne interesează și să promovăm pe magazinul online produse românești. Și de asta tot ce punem pe online și testăm înainte. Și cam eu și cu soțul testăm. Ideea este că ce am observat eu, diferența aici provine din know-how acesta de a-și promova imaginea. Și este o problemă în România la acest capitol. Prin urmare, ar fi poate de recomandat, de exemplu, tu importi anumite branduri sub umbrela Bogalio. În momentul în care iei un brand pe franciză, e mai ușor decât să creezi o identitate în România? Probabil este mai ușor în momentul în care îți alegi un brand care deja are o imagine foarte bine conturată în afara țării. Noi am ales niște branduri tinere, alături de care clădim. Atât noi ne clădim imaginea și brandul în România, cât și ei clădesc la rândul lor în lume imaginea brandului. Este un fel de muncă de echipă. Într-adevăr, care își face apariția în timp. Iată că m-aș axa un pic pe zona ta de antreprenoriat, de profil de antreprenor și vreau să știu exact cum se implică un bărbat, adică soțul tău, într-un brand, într-un business dedicat în mare parte familiei și femeilor, mai exact. Da, ca să îți explic, noi ne-am cam împărțit așa în firmă activitatea. Soțul meu este pe vânzare și partea de IT. Eu mă ocup de relația cu partenerii, de marketing, imagine și treburile de la birou. Surprinzător, nu este chiar așa străin să fie un bărbat implicat în acest domeniu. Dau și niște exemple. La Essentic, în firmă, sunt 3 asociați, din care 2 sunt bărbați. La Oficina Naturae vorbim de o femeie și un bărbat. Deci, atâta vreme cât tu îți dorești să promovezi un stil de viață sănătos, nu contează dacă ești femeie sau bărbat. Deci se pliază și pentru unii și pentru alții. Împărțiți cumva responsabilitățile, cu atât mai mult cu cât, cu siguranță, vorbim despre un business de familie, pentru că a apărut și micuțul David de doar 2 luni în viața voastră. Asta vreau, aici vreau să ajungă. Brandurile voastre sunt destinate și celor mici, și femeilor, și bărbaților?
Da, noi avem o gamă variată în portofoliu, de la nou născut, copii, adulți, pentru întreaga familie, așa cum am zis, avem de la cosmetice, la detergenți, de se pretează pentru toți consumatorii. Uh-huh. Ce e important este că se pretează pentru consumatorii care își doresc să facă tranziția de la un brand convențional la produse natural organice și caută și calitate. Aici aș intra puțin mai îndeaproape pe discuția aceasta, pentru că e foarte important să educăm consumatorul din România și să știu exact la ce se uită acest consumator în momentul în care vine în contact cu un produs cosmetic bio de data aceasta și cum se compară cu cel clasic. Da, aici este o, că tot ai zis de clasic și natural organic bio, am observat că este o preconcepție la noi. Clasic, cel cu care deja da, am fost obișnuiți. Convențional, da, care nu poartă titulatura de bio. Uh-huh. Este o preconcepție la noi în piață că un produs natural organic nu este la fel de eficient precum un produs convențional. Există și branduri care oferă aceeași calitate, uneori chiar o calitate superioară, deoarece sunt folosite mult mai multe ingrediente active care oferă rezultate mult mai vizibile. Într-adevăr, nu este efectul acela de wow pe care multe branduri convenționale îl oferă acum, este de durată. În schimb, majoritatea care au trecut, ca și noi, de exemplu, care am trecut de la un brand convențional la un brand natural organic, am simțit diferența din punct de vedere al calității vieții și, într-adevăr, în timp și-a făcut simțit și efectele. Până să vedem exact care sunt avantajele, dezavantajele, până la urmă beneficiile, pentru că despre asta vorbim astăzi, vreau să clasificăm. Deci, în opinia mea, aud cosmetice, evident, și meseria fiind pentru mine cea care este, mă gândesc la farduri, da? Dar nu e așa, nu vorbim doar despre produse de make-up, vorbim despre întreaga gamă, de la îngrijire, geluri de duș, creme, detergenți și aș vrea să le luăm pe fiecare clasă în parte. Da, deci vorbim cosmeticele natural organice cuprind toată gama, de la beauty la întreținerea, îngrijirea casei. Uh-huh. De exemplu, Essentiku are o gamă variată, de la cosmetice pentru copii, de la 6 plus luni, cosmetice pentru adulți, cum ai zis și tu, creme, produse de curățenie a tenului, șampoane, loțiuni de corp, până la parfumuri ambientale naturale. Pe urmă vorbim de oficina naturală pe care o avem noi în portofoliu, care are de la cosmetice pentru bebeluși nou-născuți până la adulți și gamă de detergenți. Ideea e produsele naturale organice sunt foarte variate. Se pot absolut, în cam orice domeniu putem să lucrăm. Și în bucătărie avem și produse de curățare pe vasele, efectiv? Da, da, de la detergenții, uh-huh, pentru de vase, pentru spălatul manual, la mașina de spălat vase, la degresant, deci absolut orice se poate face și în mod natural. Dar această modalitate naturală ne costă mai mult decât cea clasică, așa cum i-am spus și mai devreme. Da, este o diferență de preț. Am putea să luăm clasificat prețurile și să înțelegem ce înseamnă un gel de duș, de unde până unde, pe ce segment de preț, ce înseamnă apoi un detergent de curățat haine și așa mai departe? Da, diferența majoră este la produsele de îngrijire personală. Un gel de duș poate să pornească de la 24 și să ajungă până la 40 de lei. Cremele, depinde de categorie, încep de la 80 și se duc până la 200, 200, 300 de lei. Acum depinde cu ce le comparăm. Dacă le comparăm cu produsele clasice din supermarket, diferența de preț sau produsele de brand eventual. Da, dacă, uh-huh, le comparăm cu produsele high, atunci diferența nu este chiar așa de majoră. Înțeleg că și segmentul de preț este prețul unu just și se clasează cumva
pe o zonă medie între high și zona de supermarket, adică putem să le regăsim în această zonă intermediară? Da, le putem găsi în această zonă intermediară. Tocmai noi avem în portofoliu două branduri de cosmetice. Un brand care încercăm să-l ținem la un preț mediu în piață și avem un alt brand cu prețuri spre high. Deci e foarte important să vă adresați mai multor segmente de public și aici mă raportez la venituri, la poziție socială și, bineînțeles, la educație. Da, ideea este că multă lume își dorește să-și schimbe stilul de viață, să treacă spre un stil de viață sănătos. Ei, majoritatea încep prin alimentație, este și normal, asta este primul nostru instinct. După care, treptat, își schimbă și cosmeticele și, pe urmă, detergenții. Important este să încercăm să le dăm posibilitatea și celor cu venituri mai mici să poată să facă acest pas. Să adopte acest stil de viață mai sănătos, da. Și din, da, perspectiva igienei. E foarte important să înțeleg dacă totuși aveți ca țintă 100.000 de euro, de unde ați pornit în 2016, mai exact, care a fost investiția masivă pe care ați demarat-o în acest business. Investiția inițială a fost undeva la 10.000 de euro. Aici vorbim de stocuri, fiind pe distribuție, este un element important, un element cheie, și pe promovare. În schimb, nu este o investiție inițială și atât. Noi continuăm să investim anual în business. Și a recuperat până acum business-ul banii investiți? Stai în curs de. Este în curs de. Dar ești optimistă? Este în curs de și spun și de ce. Pentru că tot profitul noi reinvestim. Așa cum am menționat, nu am ales niște branduri care la nivel internațional sunt foarte cunoscute. Și ei sunt la început de drum și își clădesc treptat imaginea. Având în vedere acest aspect, și noi trebuie să clădim imaginea. Și atunci este normal că vorbim de o investiție constantă, mai ales când lansăm produse noi. Și pot spune că la Essentic suntem cam pionieri în lansare de produse noi, pe lângă țara mamă, Slovenia. Noi suntem a doua țară în care se lansează produsele. Așa am lansat și gama profesională, care la fel este o investiție, pentru că pe piața din România, pe partea de cosmetică profesională, tratamente profesionale la saloane, sunt niște branduri consacrate, iar competiția este una acerbă. Tocmai de asta noi vom avea o investiție majoră în promovarea brandului și a imaginii, deoarece vorbim de niște cosmetice inovative, organice, vegane, hipoalergenice, care permit cosmeticienilor să fie mai creativi cu tratamentele. Și aici este investiția în a face cunoscută această calitate a produselor noastre. Rămân în zona aceasta, fiindcă ai adus discuția tu, a strategiei. Cum se promovează Bogalio în acest moment? Are site-ul respectiv, are un site, aveți și un depozit și e foarte important unde găsim brandurile din portofoliul vostru. În supermarketuri sau unde, da, la raft? Noi avem acum un site, Bioalea, pe care se găsesc produsele, toate produsele importate de noi. Nu este dedicat doar produselor importate, este un site unde găsiți și alte branduri care sunt deja în piața din România. După care avem un depozit și avem un showroom unde atât clienții, persoane fizice care doresc să vină să cunoască produsele, să afle mai multe, să vadă cum miros, să vadă textura, să le testeze, pot veni cu drag, îi așteptăm. Unde este magazinul? În Cotroceni. În mall-ul? Din Cotroceni? Nu, este într-o casă în Cotroceni, este un mediu foarte plăcut. Casa bio? Da, casa bio, să-i zicem așa. Este chiar în zona Cotroceni, în zona stadionului Cotroceni. Pe Romnicianu 5, dacă... Așa în detaliu. Așa în detaliu, da. Să vină în contact cu voi. Și acolo ne așteptăm și partenerii care doresc la rândul lor să includă în portofoliu magazinului produsele pentru, la fel, pentru a le cunoaște, pentru a le explica despre produse, beneficii, a pune la cale strategii de marketing, de promovare. Magazin fizic nu avem momentan, ne dorim să ne concentrăm pe partea de online și distribuție.
Nu am considerat că este momentul acum. În acest moment, dar poate în viitor, în funcție de evoluția brandului. Da, ne dorim ceva mai mult decât un magazin. Avem niște idei pe care sper să le putem pune în practică. Apropo de strategii și de promovare, și văd că tu optezi foarte mult pe socializare în business, participi și la târguri de profil? Da, participăm la târguri de profil, că tot m-ai întrebat care este strategia noastră în piață. Bogalio este o firmă mică, care este, putem să-i spunem, un mic distribuitor. Noi ne dorim o creștere organică. Nu pot să spun care este cheia succesului, pentru că și noi am încercat la rândul nostru diverse metode de promovare. Per final, am optat pentru participarea la târguri. Este cel mai important pentru noi. Așa ne cunoaștem clientela și, în altă ordine de idei, putem să stăm de vorbă cu ei, să le prezentăm produsele. Este altceva când tu crezi în produsele tale și încerci să le promovezi. Transmiți garanția aceasta. Da, da. M-aș întoarce la brandurile tale, care câte sunt la număr? Trei la număr. Essentic, cel mai important, despre care vom vorbi cu Sibel puțin mai târziu, este unul dintre aceste branduri și vine din Slovenia. Da. Celelalte? Italia, Franța, cumva? Italia, oficina Naturea este din Italia, iar Lunaiu este tot din Slovenia. Ne-am dezvoltat o relație. De ce Slovenia atât de importantă pentru igiena cosmetică bio? Slovenia are o industrie, o istorie, să zicem așa, în producția cosmetică. Ei au o istorie și pe partea de tratamente naturiste. Au și o școală foarte bună și întâmplător am nimerit să... Dar care a fost această întâmplare care v-a conectat cu Slovenia? Am fost la un târg în afară pentru că vrem mereu să fim conectați cu industria și cu industria aceasta și să vedem ce se întâmplă. Și ne-au atras atenția ambalajele, spun sincer. Deci ăsta a fost primul contact. Contează ambalajul până la urmă? Mai mult decât calitatea? Nu neapărat. Contează ambalajul ca primul contact cu produsul, deoarece îți atrage atenția. Adică dacă ai pe un raft mai multe produse monotone, care nu îți spun nimic, bineînțeles că te vei uita în raft la acel produs care iese în evidență. Așa este țipla firesc. Contează. Da. Să fie țipla. Dar pe termen lung nu. Uh-huh. Pe termen lung contează și ceea ce este în ambalaj. Pentru că așa poate să-ți ia odată clientul că produsul nu este mulțumit și nu se mai întoarce. Ceea ce nimeni nu-și dorește. Nici noi, tocmai de asta am optat pentru brandurile din portofoliu. Așa cum am zis, primul contact a fost la un târg și ne-au atras ambalajele, după care ne-a atras povestea din spatele brandului și persoanele care sunt, care a fost așa o conexiune instantă și faptul că sunt foarte deschiși. Să înțeleg că nu e atât de dificil să importi un brand de prestigiu pe ramura în care activezi. Nu este, însă mai sunt, înveți treptat. Mai da, sunt anumite condiții să vinzi de o anumită sumă sau, eu știu, să ai anumite spații. Ce anume cer? În general, se solicită un rulaj anual, după care fiecare brand, în funcție de imagine, îți impune anumite zone în care poate fi distribuit. Spre exemplu, nu ai cum să te duci într-o benzinărie. Dau un exemplu, să pui pe raft produsul, pentru că nu este permis. Deci, clar, trebuie să asociezi brandul cu magazine dedicate. Pe de altă parte, se mai impun și condițiile de marketing pe piața din România, investiția în promovare, strategiile pe care trebuie tu să ți le faci să fie aprobate, validate de către producători. Asta este în cazul nostru. Știu că sunt și branduri care nu au atâtea cerințe, dar depinde acum, cum am zis, și de imaginea pe care dorește producătorul să o creeze. Mai rămân un puțin în zona aceasta generalistă a subiectului nostru și vreau să știu ce e dincolo de ambalaj. De exemplu, produsele acestea cosmetice din portofoliul tău au miros, au parfum? Adică e bine să testăm un produs cu parfum sau nu?
Da. Diferența este că în produsele naturale organice există un parfum, dar parfumul este obținut din uleiuri esențiale. Nu este un parfum strident, după utilizare nu rămâne impregnat în piele, este doar pe perioada utilizării. Parfumurile sunt naturale, au miros natural. Ideea, multă lume mă întreabă, ok, dar pe ambalaj scrie, conține parfum. Da, într-adevăr, conține parfum pentru că așa este legislația, așa impune să fie trecut pe ingrediente. Dar parfumul este, vine la origine, da, din este zona din bio. Ideea este că un consumator, cel mai bine, ar fi să știe să citească eticheta produsului, ingredientele. Ar fi bine să facem și cursuri în, da, în acest sens. Da, ar fi bine să facem pentru că legislația impune ca denumirea ingredientelor să fie cea științifică. Și atunci este mai complicat și pentru poate consumatori. Și confuzia respectivă, că au parfum sau anumite și substanțe. Și se fac și confuzii între aceste substanțe care se spun că sunt dăunătoare și altele care nu sunt, dar ca și denumire se aseamănă științific. Ioana, vorbim despre bani și despre branduri importante de igienă cosmetică și Essentic este unul dintre cele mai importante. Dar până atunci îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim recomandarea săptămânii care vine de la Cristian Onețiu. Urmărim surse de finanțare pentru demararea unui startup și ne întoarcem. Prima dintre ele este din surse proprii, adică din ce ai tu, ce poți să vinzi, ce lucruri ai în asset-urile tale personale și ai putea să le valorifici. Aici intră chiar și o vânzare a lucrurilor pe care nu le mai folosești în casă. Să strângi toți banii pe care poți să-i strângi tu din rezervele tale sau prin vânzarea unor lucruri de care nu mai ai nevoie. Al doilea este zona de descoperire de card, adică dacă tu ai un mic salariu pe undeva, poți să ceri un card de credit. Adică un fel de credit personal cu care poți să-ți pornești o afacere. Acum băncile dau până la 80-90 de mii de lei pentru un salariu destul de modest, așa că ar fi un buget pe care ai putea să-l folosești la o dobândă foarte mică. A treia sursă ar fi de la cei 3P, cred că știți, prieteni, părinți și alți proști. Alți proști pentru că la început trebuie să fie proști ca să ne dea banii, pentru că nu știm să spunem exact ce facem și nici măcar nu știm să le spunem când le dăm bani înapoi. E o terminologie în antreprenoriat în care aceștia sunt primii trei pe care noi îi forțăm cumva să intre în afaceri cu noi. Le spunem încântați ce idee genială avem și ei, fără să înțeleagă prea bine ce facem, dar iubindu-ne mai mult decât înțelegându-ne, ne împrumută cu aceste sume. A patra formă de colectare de bani e de la cunoștințe mai bogate care au apetit antreprenorial și apetit investițional în startup-uri. Oamenii care au bani își plasează banii în mai multe zone. Unii își plasează banii în bănci, alții în fonduri de investiții, alții în, asset-uri, clădiri, aur și alte forme care le oferă un return of investment, adică niște bani la final de ciclu. Afacerile la nivel de startup sunt mult mai profitabile, ar trebui să le dea o dobândă mai mare și unii dintre ei au și apetit pentru astfel de investiții. Trebuie să-i găsești, să-i cauți și să fii în stare să le spui exact ce afacere ai. Și în afară de faptul că le spui ce afacere ai, trebuie să înțeleagă că banii vor veni sigur înapoi și tu poți să le dai un fel de dividende mai atrăgătoare decât ce ar prinde la bancă. A cincea ar fi împrumuturi la bancă cu anumite garanții imobiliare. Adică dacă ai ceva, un apartament, o casă sau alte lucruri care pot fi gajate și afacerea ta e mai mare, vei avea nevoie de o finanțare mai mare, de câteva, nu știu, 10.000 sau poate 100.000 de euro pentru startup. Și atunci va trebui să vii cu niște garanții și asta e o formă suplimentară prin care tu poți să fii sigur că ai tot bugetul necesar. Acestea au fost primele 5 surse de finanțare la care tu poți să ai acces. Doamnelor, domnilor, am urmărit care sunt sursele de finanțare pentru derularea unui startup. În continuare vorbim despre subiectul ediției, bazat și axat până la urmă pe produse cosmetice bio. Alături de noi este în cea de-a doua parte a emisiunii și Sibel Grigore, trainer Essentic pe gama profesională. Bună seara, bine ai venit, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ești și tu antreprenor, bineînțeles, pentru că ai o experiență în acest domeniu de peste 20 de ani, așa cum ai spus puțin mai devreme. Da, într-adevăr, m-am îndrăgostit de acest domeniu în urmă cu 20 de ani, când am început să lucrez pentru un mare brand de cosmetice. Însă, la un moment dat, am făcut și eu trecerea către produsele organice
Eu am început să schimb produsele cosmetice. Din casă nu am început cu alimentația, la mine a fost un alt fel de click. Și după o perioadă m-am făcut cursul de cosmetică și mi-am deschis un cabinet cosmetic integral organic. 100%? Da. Asta înseamnă pe gama profesională că activezi pe zona de tratamente faciale sau și corporale? Deocamdată faciale. Doar tratamente faciale. Am început cu produse pe care eu le testasem deja și am adus doar lucruri în care am avut încredere. Și în urmă cu 2 ani am venit în contact cu gama Essentic. Gama Essentic. Și iată că deja facem legătura între colaborarea voastră și trebuie să știu cum v-ați cunoscut de promovați împreună cel mai important brand din portofoliul Bogalio. Ne-am cunoscut acum aproximativ 2 ani la un târg dedicat segmentului bio. Sibel... Târgul era în o paranteză, în România, Turcia sau Slovenia? În România, în România. Avem și în România târguri de, pe domeniu. Sibela a fost clienta noastră, a venit la târg, a achiziționat produse Essentic, i-au plăcut și de atunci am păstrat legătura. În momentul în care noi am ales să devenim a doua țară în care implementăm gama profesională Essentic pentru saloane, normal că Sibela a fost alegerea firească pentru noi. Vorbim despre produse profesionale, dar până la urmă aceste produse, de exemplu, din gama Essentic, pot fi utilizate și acasă de noi, dincolo de a merge la salon? Gama Essentic conține o linie de produse care asigură această continuitate de îngrijire acasă. Deci există gamă specială pentru tratamentele cosmetice efectuate în cabinet, dar există și continuitate pentru că produsele de acasă au la bază cam aceleași formule. Și astfel, pentru piele, pentru ten, este mult mai ușor să recunoască produsele și să trateze diverse probleme pe care le are. Până la urmă, Essentic are două game, una clasică, da, și una pro-line, profesională. Începem cu clasic și continuăm cu cea profesională. Da, are Essentic-ul are o gamă clasică, gama clasică cu care a și început. Este o gamă complexă, de la creme, tratamente pentru față, geluri de duș, șampoane, parfumuri ambientale și mai nou, gama clasică premium, să-i zicem, Magic, pe bază de celule, are ultima tehnologie în ceea ce privește celulele stem din plante. Este un produs inovativ și datorită ambalajului, deoarece cremele sunt ambalate în borcane airless, astfel încât conținutul nu intră în contact cu mediul. Deci este limitată utilizarea conservanților și a orice alte ingrediente pe lângă cele naturale. Acest produs este și nominalizat la premiul cel mai inovativ produs la un târg internațional anul acesta și așteptăm să vedem rezultatul. Gama ProLine, Sibel. Știi, e foarte important să înțelegem așa, dacă cu ajutorul lui Essentic și a tratamentelor pe care tu le realizezi, scăpăm de bătrânețe, deci suntem veșnic tinere și mai mult decât atât, dacă într-adevăr tratăm probleme precum acne sau, eu știu, alte afecțiuni. Sigur că da. Gama conține în jur de 39 de produse cu care putem să jonglăm. Fiecare persoană este unică, fiecare ten este unic. Astfel este nevoie să adaptezi tratamentul la momentul vizitei, pentru că tenul se schimbă în funcție de sezon, vârsta contează foarte mult, mediul în care trăiești, dacă ești fumător sau nu, dacă te hidratezi foarte bine și în momentul vizitei se trasează o linie pe care trebuie să o urmezi în timpul tratamentului. Cu aceste 39 de produse poți să realizezi foarte multe variante de tratament pentru toate problemele pielii. De la eczeme, de la psoriazis, acnee, poți să previi îmbătrânirea tenului, poți să diminuezi petele. Sunt ingrediente foarte, foarte puternice care oferă aceste rezultate. Voi două utilizați aceste tratamente? Sigur că da. Da, deci la mine acasă, cred că dacă ar veni cineva, ar găsi magazinul, adică partea de distribuție ar găsi o acasă, pentru că numai la baie am toată gama Essentic, câte un produs deschis din fiecare.
Și chiar am zis că ar trebui să fac niște filmulețe și niște poze să le postez. De ce nu? Tu chiar ai și un blog, dacă nu mă înșel? Da, eu am un blog, cosmeticaorganica.eu, unde ofer sfaturi despre cum să-ți îngrijești pielea, părul, unghiile. Ofer rețete foarte simple și cu ingrediente pe care le are orice femeie în casă. Pentru că este foarte important să nu te bazezi pe vizita de la cabinet și apoi să nu faci nimic acasă. Important este să îți îngrijești pielea acasă zi de zi, dimineață și seară. Ce înseamnă un ritual de îngrijire dimineață? Dimineața este foarte important să îți cureți pielea cu un gel sau cu un lapte de machiant. Acesta se alege în funcție de tipul de ten. O tonifiere și o cremă care poate fi cu SPF, un SPF mai mare sau mai mic, în funcție de anotimpul în care ne aflăm. Și apoi produsele de machiaj. Dar este obligatoriu dimineață și seară și le amintesc clientelor mele foarte mult să insiste și pe zona gâtului și a decolteului, care este uitată de obicei, pentru că pielea este mult mai subțire și ridurile apar în jurul ochilor și pe gât. Practic e mult mai sensibilă decât pielea de pe ten? Da, da, da. Este și mai subțire și acolo sunt mult mai vizibile liniile fine și ridurile. Se și spune, nu? Că la o femeie, dacă vrem să, într-adevăr, să-i ghicim vârsta unei femei, ar trebui să ne uităm la gât? Da, gâtul și mâinile. Gâtul trădează și mâinile. Un pic. Da. Dar iată că tehnologia și inovația ne aduc în punctul în care putem masca orice problemă, da. Chiar și a vârstei, dacă într-adevăr ar putea fi denumită așa. Sibel, spune-mi exact ce te motivează să fii în fiecare zi în preajma și în mijlocul produselor profesionale Semtic. În ultimii ani am învățat foarte mult despre cum să combin diverse ingrediente. M-am jucat și eu acasă cu diverse formule și am făcut creme, produse pentru demachiere, pentru curățarea pielii. Este un domeniu care îmi place, învăț pe zi ce trece lucruri noi și nu sunt genul care să păstreze informația pentru mine, de aceea am și creat acest blog. Pentru că îmi doresc ca orice femeie să învețe un mod foarte simplu și eficient de îngrijire. Ne costă frumusețea? Dacă dorim să avem un ritual zilnic care este recomandat, este un buget, trebuie alocat un buget. Depinde acum și de vârstă, pentru că una este îngrijirea unui ten adolescent, alta este îngrijirea unui ten matur, care deja a trecut prin mai multe etape și a fost influențat și de factori externi, de stres. Și atunci, cred că investiția crește treptat odată cu vârsta, să-i zicem. Dacă la Essentic poți să găsești și produse pentru adolescenți care se pretează și atunci la un preț, să zicem, care ți-l poți permite. Și am spus, depinde ce-ți dorești, că există atât gama medium cât și gama high. Essentic este cel mai scump brand din portofoliul vostru. Ca idee, dacă ar fi să luăm marjele de preț? Nu. Essentic este pe partea de gama Magic, cea cu celulele STEM. Este cel mai scump produs. Dar cosmeticele de la oficina italienești, cele italienești, au un preț mai ridicat decât Essentic-ul. Este politica fiecarei firme. Companie, sigur. Sibel, mă întorc la tine și vreau să știu care sunt clientele tale de la salon, da, acolo unde tu te întâlnești, și în general cu ce tipologie de femeie, că mă gândesc că majoritatea sunt femei, da. Putem bănui asta, vin la tine la îngrijire. După ce vârstă, 25-30, crește această grijă pentru noi? Cam de la 25 de ani, cam așa. Sunt persoane care sunt preocupate de un stil de viață mai sănătos și atunci caută variante la cabinetele clasice unde aparatura practic face toată treaba și nu produsul, cel puțin asta e părerea mea. Eu am foarte mare încredere în natură și în tot ceea ce ne poate oferi natura.
Și sunt persoane care, da, sunt preocupate de un stil de viață sănătos, pentru că e foarte important să ținem cont că tot ceea ce punem pe piele ajunge în corpul nostru, ajunge în vasele de sânge, ajunge în organe. Și da, când ne gândim că pe zi aplicăm, mai ales noi femeile, de la curățarea feței, la creme, geluri de duș, loțiune de corp, săpunul, deci toate uleiurile, treptat, da, treptat intră în piele și afectează. Din nefericire până la urmă. Totuși, vorbeam despre prețuri și vreau să știu exact, pentru un tratament facial, cât ne costă? De unde pornesc prețurile pe care le practici? Între 130 și 160 de lei. Destul de accesibil, aș putea spune. Da, da, da. Și când sunt recomandate aceste tratamente, poate de curățare și hidratare cu ajutorul produselor? Tratamentul facial este recomandat o dată pe lună, pentru că pielea ia cam 30 de zile să se regenereze. Și atunci este recomandat această vizită la cabinet, cu specificația ca acasă să se continue totuși întreținerea pielii. Mă întorc la tine, Ioana, și vreau să știu mai exact unde găsim produsele Semtic la raft. Dacă cineva care ne ascultă, iată, merge mâine la supermarket, unde anume? Produsele se găsesc în lanțul de magazine DM, Drogheri Mart, Mega Image, BBT. Se găsesc, dacă clienții sunt adepții cumpărăturilor online, la noi pe site, pe Bioalea sau pe orice alte magazine online, cadrul magazinelor online. Ioana Sibel, vorbim aici despre produse cosmetice și în mare parte femeile fac parte din tipologia publicului țintă, așa că vă propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim un material realizat de colegii mei despre grija româncelor pentru igiena axată pe produsele cosmetice bio. Urmărim materialul și ne întoarcem. Folosești produse cosmetice bio? Nu, dar știu că sora mea folosește. A optat pentru ele pentru că ea este pasionată de partea asta cu cosmetice, nu știu ce. Și nu știu dacă se includ și cele care nu sunt testate pe animale, tot așa. Folosesc doar produse din comerț. Nu am nimic de ceea ce înseamnă produse bio. Mi-ar plăcea. Da, sunt un consumator fidel al produselor cosmetice bio, deoarece consider că sunt de înaltă calitate și îmi dau siguranța că nu mă expun unor riscuri, dezvoltarea anumitor patologii la nivelul tenului. Pot verifica sursa produselor mult mai ușor, fiind certificate. De asemenea, sunt produse, fiind produse într-o linie mult mai redusă, am garanția că substanțele active sunt într-o concentrație mult mai mare și faptul că au mai puțini excipienți. Am revenit, doamnelor și domnilor, și în continuare sunt de vorbă cu invitatele mele din această seară. Ce trebuie să știm înainte să mergem la cumpărături pentru produsele cosmetice bio? Sibel. Eu le-aș recomanda tuturor femeilor care vor să-și schimbe produsele pe care le au acasă cu produse bio să se informeze întâi asupra ingredientelor. Există site-uri unde te poți documenta și afli multe informații despre ingrediente, pentru că ele au denumirile pe care le au și este foarte greu să îți dai seama din denumiri despre ce e vorba. Trebuie să știe foarte bine tipul de ten, dacă vorbim de produse pentru îngrijirea tenului, pentru că dacă și au produse, și achiziționează produse care nu sunt corespunzătoare tipului lor de ten, pot face mai mult rău. Și să aibă foarte multă răbdare, pentru că pielea îi ia puțin timp să se adapteze la noile ingrediente. La unele persoane rezultatele se văd mai repede, la altele durează chiar 2-3 luni de zile până se adaptează pielea cu aceste noi produse. Deci avem nevoie de timp și răbdare. Da. Da, și cum spun experții de la Essentic, e bine să nu facem brusc trecerea, dacă e să renunțăm treptat. Azi un produs, mâine alt produs și tot așa. Până ne obișnuim și facem alegerea finală. Da. E sezonul rece, da, suntem sezonul de toamnă, iarnă. Și putem spune că acum sezonul se comportă mai bine la vânzări, în ideea în care vara nu vindeți la fel de multe produse, dacă ne raportăm la Essentic, și aici rămân pe zona de retail. Ioana.
Da, există o ciclicitate într-adevăr pe acest domeniu. Provine din faptul că vara, nu e neapărat că vara nu avem nevoie de cosmetice, că nu e cazul. Îngrijirea face și aparte din orice sezon. Și pur și simplu că ne e gândul la concedii și multă lume e și plecată în concediu. Și atunci, într-adevăr, spre toamna, iarna, cresc vânzările. Toamna cresc în primul rând pentru că se întoarce lumea din concediu și își dă seama, am stat prea mult la soare, am nevoie să-mi hidratez pielea. Dar într-adevăr, în perioada toamnă-iarnă, atunci sunt vârfurile pe vânzări, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când noi punem la dispoziție și pachete cadou pentru oferit daruri în perioada sărbătorilor. Pachetele cadou se regăsesc și pe zona de tratamente, Sibel? Da, le ofer clientelor anumite cadouri. Tu fiind expert în cosmetică, te întreb, apropo de vânzarea asta care aparent crește mai bine în sezonul rece, asta pentru că există și un factor, da? Pielea suferă la temperatură scăzută și atunci ar trebui să aibă nevoie de mai multă hidratare. Mai multă hidratare, trebuie adaptate și produsele noului sezon. Exfolierea nu mai este atât de necesară ca pe timpul verii, însă hidratarea, aș spune că este cea mai importantă. Cum stăm combinat la capitolul hidratare cu apă? Consumul de apă e foarte important în momentul în care recurgem la aceste produse cosmetice bio? Hidratarea cu apă este importantă indiferent, este elementul cheie pentru o piele sănătoasă și un organism sănătos. Produsele cosmetice doar aduc un plus și au niște ingrediente active care acționează profund asupra diverselor probleme care trebuie tratate, dar nu înlocuiesc consumul de apă. Așa este. Vorbeam despre tratamentele faciale și tu te axezi pe zona bio și puțin mai devreme aminteai ceva de aparatura care intervine și întinerește fața. Putem obține magia aparatelor prin răbdarea cu ajutorul tratamentelor bio? Sigur că da. Trebuie răbdare pentru că acele aparate au rezultate atunci, în momentul folosirii, însă aceste produse bio au rezultate la lung, după o anumită perioadă. Dar se și mențin aceste rezultate, nu trec imediat. Sigur, n-aș vrea să facem un marketing negativ aparatelor, însă e foarte important să precizăm dacă aceste aparate au sau nu efecte adverse sau negative în timp pentru pielea corpului nostru. Din păcate nu știu, nu am studiat acest aspect, pentru că nu este targetul meu. Dar este un trend să apelăm la ele, din păcate. Este un trend și... așa cum am mai zis, avem o preconcepție că produsele cosmetice naturale organice nu sunt la fel de eficiente. Tocmai pentru că ne așteptăm, acum l-am aplicat, acum vreau să văd efectul. Nu. Un produs natural organic de calitate are minim 98-99% ingrediente naturale active. Ne referim aici. Aici vorbim de toate uleiurile, extractele din flori, plante pe care le conține, care acționează în timp și concentrația lor este una mai mare în aceste produse decât în cele convenționale. Suntem trei femei și trebuie să vă întreb pe voi, care activați în acest domeniu de foarte mulți ani, iată, dacă femeile se pricep cel mai bine la afaceri destinate, în mare parte, e drept tot femeilor. Eu zic că, da, pentru că este altfel când o femeie recomandă altei femei un tratament sau o cremă, un produs cosmetic, nu știu, aici Sibel poate să... Așa este, pentru că unele persoane sunt deschise la păreri. Pentru ele contează foarte mult părerea celor din jur care au folosit produsul X, și așa capătă curaj să îl încerce și ele. Cred că femeile, da. Se pricep cel mai bine la afaceri dedicate femeilor. Dar câteodată e bine să fie și un bărbat în preajmă. Eu cel puțin noi am constatat că și soțul meu la târguri are succes în deci comercializa. Deci e nevoie de o parte rațională, nu? Să vedem, să gândim business totul. Da.
Revin în zona aceasta de lifestyle și dincolo de aceste tratamente care vin, tratează, îmbunătățesc și ne dau o frumusețe axată, sigur, pe naturalețe, trebuie să știu dacă și alimentația voastră este una bio. În mare parte, da. Este o alimentație sănătoasă, zic eu, cu mici excepții, din când în când, că tentațiile sunt oriunde. Dar da. Deci, până la urmă, frumusețea pleacă din interior, la propriu. Da, este important și ce alimentația pe care o avem este. De fapt, este un pachet. Trebuie să vezi ca pe un pachet. În momentul în care îți dorești să schimbi stilul de viață, trebuie să te gândești că este un proiect pe care... Eu așa l-am gândit. E un proiect personal. Vreau să-mi schimb stilul de viață. Vreau să mă îndrept către ceva natural, sănătos. Și atunci începi și iei fiecare pilon. De la aliment, la tratamentele, îngrijire naturală, la partea din casă și ceea ce folosești în casă. Și plus că dacă vrei să fii prietenos cu mediul, ești și mai atent la ce arunci. Intrăm cumva și în zona de responsabilitate socială și chiar așa vă întreb, cum ajută activitatea voastră profesională societatea? Da, noi chiar avem împreună cu Essentiku o campanie socială dedicată copiilor, se numește Kids for Kids, prin care noi susținem Teach for Romania, o organizație care se ocupă cu educația copiilor din mediile defavorizate. În această campanie noi am avut un concurs de desen dedicat copiilor, iar desenul câștigător a dat eticheta noului gel de duș pentru copii. Iar din vânzarea acelui gel de duș, noi donăm 15% către Teach for Romania. Ne-am dorit foarte mult să fim și noi orientați către cauze sociale, mai ales că și firma mamă, Essentiku, este. Are această doză de responsabilitate socială dezvoltată. Da. Sibel, cum ajută activitatea ta societatea? Activitatea mea, eu mă axez în primul rând pe a determina femeile să se îngrijească într-un mod mai sănătos și prin ateliere și prin seminarii. Și voi face asta până... Educație de beauty. Da, da. E da, foarte da. Important. Da, pe educație. Final, pentru amândouă, vreau să știu care sunt provocările pe care le traversați în fiecare zi în afacere. Faptul că unele femei înțeleg mai greu beneficiile oferite de acest gen de produse. Trebuie să le explici, nu au încredere din prima... Într-un final, înțeleg despre ce este vorba și schimbă gama de produse. Ioana? Faptul că multe femei, și nu neapărat femei, clienții, nu înțeleg de unde provine diferența de preț față de un produs clasic, așteaptă un efect instant al produselor și nu înțeleg că necesită timp. Folosesc produsul, de exemplu, dau un exemplu acum, gelul de duș și spun, nu spumează. Ok, nu spumează pentru că nu are acele ingrediente chimice care ajută la spumat. În altă ordine de idei avem și probleme, adică ne confruntăm cu modul în care se citește eticheta și aici noi încercăm... Intervine rolul trainerului. Da, noi încercăm inclusiv prin asocierea cu Sibel să ajutăm clienții să înțeleagă diferența între ingrediente. E un alt nivel, practic. Da, și în același timp le oferim consultanță pentru a ști ce produs li se potrivește, pentru că am observat din interacțiunile pe care le-am avut, multe femei nu știu ce produse de îngrijire sunt dedicate pentru ele, ce li se potrivește. Și aici e o greșeală care o fac. Iată că această consultanță este vitală în aproape orice business. Sibel Grigore și Ioana Găliceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră 20 aici la 7 TV. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, moderată de Cornel Dărvășan. Să aveți o seară frumoasă.